Auziți? 4 aprilie 2022. Așa, 3 omănași propuși de Parlament, 3 din afara țării. Comisia e gata. Hai băieți, te zic la reactorii și la treabă. Dar ia veniți în coaște, că am vă spun, Ivanea băț. Băi, să râs ori de-a mă splânge, ea ca nu știu, dar așa de multe ori s-o grăi despre asta că am senzația că de când trăiesc tot îmi sună în cap și ziua și sara și noaptea prin somn frazele astea: reforma și curățarea sistemului procuraturii și a sistemului judecătoresc. Și lumea crede la început, inclusiv eu, că ia ca, Doamne, în sfârșit, oamenilor dubioși fără integritate din procuratură și judecătorii, timpul le-a venit. Țineți minte comisia și ea priveting menit să evalueze și să verifice candidații care să vroiau stâlchii puterii judecătorești în Consiliul Superior al Magistraturii și pe cei care pentru Consiliul Superior al Procurorilor au optat. Apoi ca niște decizii ale acestei comisii privind unii candidați s-au anulat de către 4 judecători ai Curții Supreme de Justiție care au strigat în gura mare: comisia priveting, auziți? Ha? Anulare! Apuiaca, domniile lor au dispus reevaluarea candidaților. 21 de decizii irevocabile ale magistraților Tamara Chișcă-Doneva, Mariana Pitic, Ion Guzun și Ion Malanciuc au fost publicate în seara de 1 august 2023. Interesant e că deciziile vin după mai mult de 6 luni de la contestare, care dispun reevaluarea 21 de candidați fără niciun fel din anul Andrei. La baza nepromovării prevetingului au stat argumente precum dubii serioase cu privire la integrității etice și financiare, la alții dubii privind declararea averilor și intereselor personale, la alții averi care nu corespund veniturilor, alții cu împrumuturi de 10.000 de euro de la rude, prețuri preferențiale la un apartament sau la mai multe. Alt candidat în general a solicitat audieri cu ușul închis ca să nu știe înregistrat și filmat. Alții cu împrumuturi de sute de mii de lei de la părinți, alții cu conturi tot de la părinți de psihotare, băi, mai pe scurt, care și mai de care. În urma deciziei CSJ, legea spune clar că trebuie să aibă loc reevaluare. Dar pentru că așa ceva nu s-a întâmplat niciodată, formele reevaluării încă nu sunt clare. Oficialii acuză Curtea Supremă de Justiție de faptul că unele texte sunt copy-paste și că au fost scrise în afara Curții Supreme de Justiție și că cineva, pentru a păstra corupția în sistem, a intrat în competiție. Pe de altă parte, Curtea Supremă de Justiție spune că s-a detașat de orice influență, inclusiv politice, ținând cont de supremația legii în stat. Și CSJ mai recomandă politicului mass mediei să se abțină de la etichetări umilitoare. Gata? Ne abținem. Dar ia, auziți? S-aude tare cu ecouri. Reforma justiției, anulare. Anulare. Post scriptum. 2 din cei 4 judecători care au luat aceste 21 de decizii la pucioc au scris cereri de demisie, că vor să arași la odihna bine meritată, dar nu ezitatea ca mea pe final de mandat să mai facă justiție de asta moldovnească de calitate încă o dată. Aici a fost Vanea Băț, care dorește pace, liniște și dăm voi știți. Înțelegere, înțelegere, vă trăiesc. Thank you.